Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. Astăzi, în studioul emisiunii, este consilierul în domeniul juridic și relațiilor instituționale, reprezentant al președintelui Republicii Moldova în relațiile cu Parlamentul și Guvernul, domnul Maxim Lebedinski. Bună seara și bine ați venit la noi în studio! Bună seara! Vă mulțumim că ați găsit timp să veniți să discutăm astăzi pentru telespectatori, să introducem niște nuanțe în toate discuțiile aceste interminabile și în această situație de conflict între președinție, parlament și guvern, pentru că deja lucrurile se cam îngroașă dintr-o parte și se abuzează de niște, pe niște aspecte logice, probabil și juridice. De aceea am vrea să ne explicați niște lucruri, cum stau ele pentru oameni, ca să înțeleagă. Dar cu permisiunea dumneavoastră, dar și a telespectatorilor, aș propune să începem discuția de astăzi trasând o paralelă a zilelor noastre cu un eveniment care a avut loc tot pe meleagurile noastre, numai doar că în secolul XVII. Și este vorba despre un eveniment care a intrat în istorie prin expresia vodă da, iar hâncu ba. Dacă facem o incursiune foarte succintă în istorie, ne vom aminti că acel conflict între domnitorul Vodă și boierul Hâncu a avut un final foarte sângeros. Oameni decapitați, schinjuiți, pământuri pusteite, boierul Hâncu, care a fost principalul vinovat, a fugit peste hotarele Moldovei. Ei bine, noi nu suntem în Evul Mediu și nici armele nu sunt din Evul Mediu. Arma principală în Republica Moldova, într-o republică democratică, ar trebui să fie stiloul și legea. De ce? Boierii noștri de astăzi, rămași corigenți la lecțiile de istorie, au pornit un război împotriva președintelui Dodon. Putem vorbi despre niște consecințe nefaste pentru boieri sau pustiitoare pentru poporul nostru de pe urma acestor atacuri între boier și vodă? Trebuie să înțelegem că domnul președinte Dodon întotdeauna a venit cu un mesaj de împăcare prin care a îndemnat toate puterile din stat să unească efortul într-o întărire a statalității Republicii Moldova și dezvoltarea Republicii Moldova, atât pe plan economic cât și pe cel social, știință, învățământ sau oricare alt domeniu care afectează în mod direct drepturile cetățeanului. Atâta timp cât guvernanții noștri nu vor înțelege acest mesaj a domnului președinte, noi însă avem această situație tensionantă. Sub niciun aspect nu îndemnăm oamenii să meargă pe acele metode care le-ați descris dumneavoastră, care se făceau cu sute de ani în urmă. Dar lecția n-a învățat-o. O altă armă este și libertatea de exprimare și libertatea de gândire. Însă și voi, mass media, veniți cu această posibilitate pentru cetățeni de a afla o opinie a doua pentru ca cetățeanul de rând să-și poată facă opinie și la următoarele alegeri să-și dea votul pentru o anumită sau altă formațiune, respectiv având la bază convingere personale. Dar până la alegerile parlamentare mai este timp și noi trebuie să ne lămurim cu problemele care se creează acum. Noi vedem că guvernanții merg după un principiu de combaterea oricărei poziții a președintelui Republicii Moldova, care nu ar fi ea. Bună, rea, da, pozitivă cum, pentru popor. Cum s-a exprimat o reprezentant a societății civile, after Ninravița. Adică odată ce vine o inițiativă sau un gând din partea președintelui Republicii, președinte? Sub orice variantă au să încerce să blocheze acest fapt. Dacă președintele Republicii vine cu un mesaj prin care propune să stabilim status quo și să conservăm acele relații internaționale, partea ce ține de geopolitic, să rămâie în varianta cum este acum, cu toate plusurile, minusurile, cu toate direcțiile dezvoltării și în est și în vest, ce se întâmplă peste câteva zile? Este democrație cu un mesaj prin care ei anunță că vor să schimbe Constituția Republicii Moldova și se instituie vectorul de dezvoltare pro-european în textul Constituției Republicii Moldova. Eu pun o întrebare retorică, dar foarte simplă. Oare asta nu va fi o îngrădire a dreptului la libertate de exprimare? Oare asta nu este o îngrădire a dreptului la gândire? Adică dacă dumneavoastră în calitatea de cetățean aveți o altă viziune, aveți o altă opțiune, vă doriți poate alte acțiuni din partea statului în domeniul politicii externe, în momentul în care o asemenea normă va fi eludată, nemijlocit în textul Constituției,
veți purta răspundere pentru încălcarea Constituției, fiindcă aveți o altă opțiune decât cea instituită de legislativ. Asta nu este normal. Asta este o atentare directă la drepturile fundamentale a cetățenilor care sunt reflectate atât în Constituție cât și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Noi vom acționa strategic, dar în interesul cetățeanului. Deci nu veți ajunge la niște confruntări care vor aduce o situație de criză în societate sau... Pentru situațiile care pot fi provocate de către guvernanți, ele vor fi drept rezultat strict a acțiunilor acestea. Președintele Republicii Moldova vine cu mesaje certe și clare prin care descrie atât momentele ce țin de oportunitate, spre exemplu, dacă vorbim de proiectele de lege, da? Fie se referă la oportunitatea proiectului lege, fie la procedură, fie la alte norme care încalcă regulile tehnice legislative, nemijlocit ce afectează drepturile societății, a statului sau a cetățeanului. Dacă guvernanții vor dori să insiste asupra pozițiilor sale, ei își asumă riscul. Ei vor avea de răspuns în fața poporului. Deci, deja, ce fel de răspundere va fi aceasta, cât de dură va fi ea și ce va cere poporul, vom vedea. Însă președintele țării mereu va fi de partea poporului, bucurându-se de cea mai mare încredere din partea cetățenilor. Și cum a zis domnul președinte, în ultimul moment tot poporul va fi cu mine. Exact. Așa se va întâmpla în cazul în care este... Noi putem să vedem cu certitudine că instituția prezidențială este unica instituție de stat care crește nivelul de încredere în toate sondajele. Noi putem să vedem rezultatul alegerilor prin care marea parte a cetățenilor Republicii Moldova, mai mult de 800 și ceva de mii de oameni care au venit la alegeri și au exprimat voința de a-l avea în calitate de șef de stat pe domnul Igor Dodon. Și îmi pun întrebarea, în momentul în care legitimitatea acestuia și reprezentativitatea în număr de votanți a președintelui este mai mare decât la oricare deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Luați simplu orice formațiune politică, câte voturi s-au dat, împărțiți la numărul de deputați care au. Și să vedeți și să vă convingeți că ei nu au... Da, dar nu se ia în considerație acest lucru. Se vorbește despre 2% majoritate. Din încredere care o are președinte. Majoritatea... care este adunată din fărâme. În 3 ani de zile ea a fost schimbată această majoritate foarte și foarte esențial. Ea a fost formată în urma unui rezultat de traseism politic și dacă să mai vorbim în genere, dacă acei deputați mai reprezintă interesele acelor alegători care și-au exprimat votul pentru ei, considerăm și constatăm cu siguranță că nu. Respectiv, președintele țării, având cea mai mare legitimitate și reprezentativitate din toate autoritățile statului, este în drept să-și expună punctul său de vedere, să apere interesele cetățenilor care și-au exprimat încredere pentru el și să-și pună cuvântul ferm în procesul legislativ inclusiv și în orice alte acțiuni ce țin de competențele constituționale și legale a dumnealui. Și dacă tot am vorbit despre ședința Parlamentului și legi, ieri reamintim telespectatorilor că a început prima ședință în plen a Parlamentului din sesiunea toamnă-iarnă și aceea a fost cu scântei. Domnul Popovici pe rețea de socializare a numit o pagină rușinoasă în istoria parlamentarismului moldovenesc revotarea legilor antipopulare. Ce s-a întâmplat? PSRM-ul a hotărât să plece din plenul Parlamentului pentru că au fost propuse iarăși spre revotare acele legi pe care președintele Dodon le-a plenul blocat. Parlamentului nu a fost părăsit doar de Partidul Socialiștilor, au părăsit și alte fracțiuni, inclusiv și noi 4 consilieri prezidențiali care eram în sală și eram gata să prezentăm poziția a președintelui pe fiecare din proiectele de legi. Da, fracțiunea PLDM a părăsit PL, doar că Ghimpo a rămas și a mai stat și a mai făcut un show. A mai asigurat un pic de voturi pentru democrați, care el spune că nu este în alianță. Adică pe de o parte dumneavoastră iese, pe de altă parte în conferință de presă declară că nu este în alianță.
Noi, la acea ședință, am fost gata să prezentăm poziția cât și juridică, cât și pe partea oportunității pe fiecare din proiectele de lege care au fost restituite de președinte. Uh-huh. Și chiar au fost unele proiecte care aveau la bază întrebări sau probleme de ordin tehnico-procedural sau tehnico-juridic, care pur și simplu erau ignorate de către Parlament. Ne mai vorbim despre acele proiecte de legi care afectează în mod direct interesul social și inclusiv interesul statului. Deci spre exemplu, dacă vorbim de o importanță majoră pentru țară. Exact. Dacă vorbim și ne referim la legea cu privire la energetică, uh-huh. Pe de o parte, președintele țării, jumate de anul urmă, înregistrează proiect de lege prin care vine cu propunerea de a limita și de a scădea salariile la regulatorii, diferite instituții de stat, iată, începând exact. Cu regulatorii și terminând cu întreprinderile și agențiile de stat. Exact. Și nu trebuie să depășească substanțial salariile pedagogilor, medicilor și altor categorii de specialități. Și avem noi în rezultat, în legea cu privire la energetică, îi permită ANRE-ului să-și stabilească de sine stătător bugetul în general, în dependență de necesitățile pentru o activitate conformă. Dacă cineva să-mi spui care sunt acei criterii, indicatori care ar sta la baza unei activități conforme, nu poate ei aveau în vedere o activitate confortabilă. Și atunci un salariu poate să ajungă la ei mai mult de 60.000 de lei. La moment sunt salarii de aproximativ 60.000 de lei. Adică Parlamentul s-a spălat pe mâini, a dat toată puterea ANRE-ului ca ei să-și stabilească de sine stătător salariile. Și își acordă dreptul de a-și singur de a-și elabora bugetul în cazul ăsta. Inclusiv la toate părțile ce țin de asigurarea materială, confortul intern. Foarte frumos. E o autonomie așa, da? Creată. După mine eu transformat ANRE-ul mai mult într-un SRL, da? Unde, bine, eu sunt organul de conducere a SRL-ului, eu îmi stabilesc bugetul, eu îmi stabilesc ce salariu voi avea și inclusiv activitatea mea internă. Pe de o parte, ei spun că asta vine într-o asigurare a independenței ANRE-ului, pe de altă parte, ei spun că ANRE-ul rămâne sub control parlamentar, dar niciodată nu evidențiază sub ce formă se va efectua acest control. Unicul argument a adâncilor a fost faptul că ANRE-ul va veni cu raport informativ pe acele cheltuieli legate de buget sau pe acel buget format. Dacă acest raport are un caracter pur informativ, care este mecanismul de control a Parlamentului asupra activității acestora? Aici este lacuna. Faptul că va veni Curtea de Conturi cu un control și se va face un audit extern, în momentul în care tu îmi permiți mie să fac orice și nu-mi stabilești careva reguli limite de joc, limite, criterii, eu pot să fac orice și dacă îmi vine Curtea de Conturi sau auditorul extern, ei nu pot să-mi constate mie încălcarea a careva norme, fiindcă ele nu sunt. Uh-huh. Au încercat să ne invoce nouă în plen, precum că sunt careva standarde elaborate de Curtea de Conturi. Însă, Curtea de Conturi nu este autoritate legislativă, ei nu poate să instituie norme de drept cum sunt legile. Uh-huh. Aceste criterii trebuie să fie prevăzute de lege. Dacă vorbim că anterior bugetul acestora se forma de Parlament, ei trebuiau să vie cu o argumentare. Și cel puțin majoritatea deputaților aleși urmau să susție prin votul său și să-și asumă răspunderea politică pentru aprobarea unui buget. Uh-huh. Unde trecea avizările, unde trecea inclusiv avizarea de la guvern, Constituția prevede în mod expres că niciun proiect de lege nu poate să fie adoptat în momentul în care afectează bugetul, fără avizul pozitiv al guvernului. Adică avem două instrumente. Pe de o parte, guvernul trebuie să-și expună partea pozitivă și pe de altă parte, Parlamentul urma să aprobe acest buget. Acum li s-a dezlegat mâinile și ei fac ce vor. Va în continuare această lege, dacă va fi refuzată, ce se va întâmpla cu ea? Vom ajunge ca ea să fie aprobată? Bine, dacă să vorbim în general, la moment stă întrebarea în genere, ce se va întâmpla cu toate acele legi revotate? Ce va decide să facă domnul președinte? La moment nu este cunoscut, avem mai mult timp, avem 14 zile de momentul când aceste legi vor veni spre promulgare către domnul președinte. Da, dumneavoastră a declarat în emisiunea la postul nostru de televiziune că 14 zile se va gândi. Dacă
guvernanții, democrații, guvernul și tot parlamentul în majoritatea sa internă vor să-și asume răspunderea pentru aceste acte, asta este răspunderea dumnealor în fața electoratului și ei vor avea de răspuns. O altă alternativă ar fi o acțiune mai dură din partea domnului președinte. Mai avem și careva alte gânduri care la moment nu, pur și simplu nu pot fi enunțate. Ele sunt în dependență de situație. În regim de lucru. Vreau să vedem care sunt argumentele dumnealor și deja ulterior, pe termenul legal, vom decide care vor fi acțiunile domnului președinte. Și ca să știi, telespectatorii, mai este vorba despre blocarea modificărilor propuse de Parlament la Codul Muncii, care prevăd reducerea termenului limită a concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu 2 ani, de la 6 ani la 4 ani, da? Acordarea dreptului angajatorului, la fel, este un subiect destul de sensibil. Dacă vă aduceți aminte, ceva timp în urmă, domnul Candu striga în gura mare că domnul președinte Dodon a restituit proiectele sociale menite să asigure drepturile salariaților. Dacă să ne referim nemijlocit la acest proiect de lege ce vizează modificările la Codul Muncii, în prim plan este de subliniat că cu privire la acest proiect s-a expus în mod categoric împotrivă și Confederația Națională a Sindicatelor, care a venit cu un mesaj în adresa președintelui și a solicitat blocarea acestuia. Se consideră că acest proiect de fapt a fost un lobby din partea patronatelor, ori el vine în detrimentul salariatului și dă mai multe posibilități pentru angajator. În prim plan, cum ați menționat, este problema cu modificarea ce reduce termenul sau mai bine vârsta copilului de la 6 la 4 ani, în perioada în care mama copilului poate să beneficieze de un concediu neplătit. Ce se va întâmpla acum? Am văzut vara precedentă. Grădinițe închise, oamenii nu au unde duce copiii, împlinind copilul 4 ani, tu ai de ales, ori te eliberezi din funcție și stai cu copilul în continuare, îl crești, dar nu ți se asigură locul de muncă în continuare când el poate să meargă în școală. Sau în altă variantă, tu te întorci la serviciu, dar tu nu ai unde să dai copilul tău și el trebuie să rămâie în voie soartei. Nu știu cui. Exact. Dacă cineva mai are o bunică, un bunel la casă care poate să-i ajute sau își pot permite o bună, e ok. Dar nu prea cred la noi, societatea nu-și permite. Dar 90 ceva la 100 din cetățeni nu-și pot permite. Anterior a spus că din start, mai bine zis, a spus că a fost această ședință cu scânteie. În primul rând vreau să subliniez că a fost așa numită ședință extraordinară sau excepțională, dedicată special acestor proiecte de lege. Aceste proiecte de lege au fost restituite de instituția prezidențială mai mult de 3-4 săptămâni în urmă. Dacă ei se bat cu pumnul în piept că aceste proiecte au o menire socială majoră și sunt atât de importante, eu îmi pun întrebarea, care a fost problema să convoci ședința Parlamentului mai devreme? Mai devreme, într-adevăr. De ce nu s-a făcut o ședință ordinară? Pe de o parte, ei fac această ședință excepțională, anunță că pentru săptămâna viitoare nu vor face o ședință Parlamentului. Îmi pun întrebare, oare nu au stat pur și simplu în concedii până acum și s-au ocupat de treburile personale? Da, pretins gândindu-se la societate. Sunt jocuri murdare din partea guvernanților care trebuie să fie percepute de cetățean pas cu pas, analizând fiecare acțiune acestora. La capitolul Codului Muncii, asta nu este unica modificare care vine în detrimentul cetățenilor. Acum da, știu că dumneavoastră mai sunteți inițiat în... Sunt și alte aspecte care vizează, spre exemplu, iarăși micșorarea vârstei de la 14 la 10 ani de zile a copilului, pentru care părinții anterior puteau să beneficieze de zile suplimentare de odihnă sau zile parțiale plătite. Iarăși, dumnealor vin cu careva modificări care în mod direct restrâng drepturile salariaților, dar ei spun că sunt proiecte sociale. Da, ele sunt sociale, dar vin în distrugerea drepturilor sociale și nu în ridicarea acestora. Ca definiție asta este... se numește sociale, dar ele nu sunt pentru societate, ca să clar să explicăm. Da, dar să înțelegem că dacă ele sunt dintr-un anumit domeniu, asta nu înseamnă că ele sunt beneficii societății. Domeniului respectiv. Exact. Da, și foarte mult se discută la lege cu privire la etichetele de masă.
ne explicați în ce constă și de ce domnul Candu atât de vehement promovează această lege și explică că ea este în folosul societății? Dumnealor, ea pare nobilă la prima vedere, așa, când stai și-l asculți pe domnul Candu. Domnul președinte nu este împotriva ideii generale de acordare a dreptului salariatului de a beneficia de aceste reduceri. Însă, de ce acest drept sau acest proiect de lege la moment se referă doar la instituțiile private și ele nu afectează și nu dau aceste drepturi pentru funcționari publici, funcționari de instituțiile publice? Oare nu se face o discriminare între salariații din diferite domenii? Oare nu se face o discriminare cu salariații din localitățile rurale? Unde se vor duce? La care cantină se va duce un muncitor dintr-o anumită localitate rurală? Și cine îi va permite angajatorului să contracteze anumite instituții? Deci, până la urmă, aici se ascunde o evaziune fiscală de proporții enorme. La acest capitol au fost inclusiv și avize negative din partea Comisiei Economie, Buget și Finanță a Parlamentului. Ce este interesant? Guvernarea are majoritatea în această comisie. Ei dau aviz negativ. Domnul președinte se bazează în scrisoarea de remitere, inclusiv pe aceste momente. Specialiști în domeniu, economiști, finanțiști care au votat în comisie pro, vin în plen și își schimbă opinia. Doar de aceea că i s-a dictat cineva. În această schemă mai apare un intermediar, așa numitul operator, care de fapt este cel mai mare beneficiar din toată această ecuație. Eu nu pot să înțeleg de ce se introduce această terță persoană pentru a stabili relațiile între nemijlocit prestatorul de servicii, da, fie acea cantină care urmează să acorde aceste posibilități și angajatorul care suportă aceste cheltuieli. Pe de o parte, pentru ce trebuie deci să mai pui pe cineva? Pe de altă parte, acele etichete sub formă de hârtie care vor să le introducă ele sunt la fel provocatoare. Ori aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat cu etichetele la combustibil. Au fost excluse că puteau fi falsificate, utilizate într-un scop meschin. Apăreau întrebări și cu accize și cu multe alte chestii și s-a decis de a trece la forme mai practice, mai securizate, cu cartele specializate electronice, cu registre electronice. Asta este ceva normal. De ce? Guvernul nu vrea să învețe singur pe greșelile sale. De ce nu vrea să-și ia în considerație practica sa de a avansa serviciile? O altă problemă poate să fie creată în mijlocit întreprinderilor. Pentru a asigura respectarea legii date, ei vor urma să achite în avans toate aceste servicii. Beneficiază iarăși operatorul. Nu se prestează serviciu imediat așa cum este. Adică, pe de o parte, prestatorul de servicii urmează să își dea banul său pentru procurarea la toate alimentele necesare. Pe de altă parte, angajatorul aruncă bani la operator, dar când ele ajung la ei, este o altă problemă. Și operatorul poate să-și învârte banul la sine în întreprinderea sa. Și asta iarăși a fost o problemă elucidată nemijlocit de Comisia Economiei, Buget și Finanță. Dar o chestie mult mai simplă și care la prima vedere nu s-ar fi confirmat. În anul 2014, guvernul a emis o hotărâre de guvern care permite obținerea reducerii de aproximativ 30 sau 35 de lei, nu-mi aduc aminte, în principiu după aceeași schemă. Care este problema ca guvernul doar să-și schimbe cifrele și să dea o posibilitate de o scutire mai mare? Ai hotărâri guvern. Este act cu caracter normativ care este obligatoriu spre executare pentru toate instituțiile naționale. Care este problema? Da, și pare că era și dubioasă această... sensul în introducerea acestei legi care nu este gândită până la capăt și este criticată însăși de deputații din Alianță.
Da, e cam stranie și dubioasă această lege, care are foarte multe semne de întrebare. Și ultima care la fel trezește foarte multe suspiciuni este lichidarea Academiei de Științe, și care această lege practic conduce la izolarea sistemului educațional național și cel internațional. Aici, care sunt dedesubturile? Din păcate, știința la noi, bine, șchiopăta, dar într-un fel sau altul se dezvolta. Academia de Știință, mai, cu toate instituțiile subordonate, a mai reușit să mai acumuleze și unele averi, unele terenuri, imobile. Aici la fel e ceva, pentru că Academia de Știință a fost eroul mai multor articole despre faptul că sunt niște lucruri nu prea frumoase întâmplate acolo. În mod firesc, susținerea sau promovarea unei reforme în domeniul științei și cercetării ar trebui să fie susținută inclusiv de reprezentanții acestui domeniu, da? În primul rând de către academicieni. Din ceea ce văd eu, noi avem doi academicieni în toată țara care susțin acest fapt. Pe de-o parte este domnul Duca, adică președintele Academiei de Știință, care și-o fiind la filele mandatului, care dumnealui este pensionar de vârstă, deja trebuia să și înceteze activitatea, și-a luat inima în dinți și este gata să distrugă Academia de Știință. Și pe de altă parte, domnul Cotineanu, care ieri în plen spune că el este academicianul care susține această reformă. Dar domnul Duca a și distrus până acum, prin toate averile. Păi, iată, avem doi academicieni care susțin această inițiativă. În rest, niciun academician din Republica Moldova nu s-a expus în mod public pentru această propunere și pentru această așa numită reformă. Care va fi rezultatul acestei reforme și ce se vorbește inclusiv în societate? Oamenii vorbesc despre aceea că instituind reforma dată, mai multe instituții subordonate Academiei de Știință trec în subordinea Ministerului Economiei. Noi vorbim despre instituții și alte organizații care au imobile sub formă de clădiri și terenuri, care ușor fiind transferate în subordinea Ministerului Educației, pot fi înstrăinate ulterior. Așa. Și despre acest fapt, mai mult și mai mult se accentuează în societate. Și cine este? Adică este un risc de atentare la proprietatea care a fost acumulată pe parcursul la toți acești ani. Pe de altă parte, au fost comasate câteva structuri împreună, vorbim despre inspecția școlară, Agenția Națională pentru CNAAU-ul și încă o agenție care răspundeau pe de o parte de acreditare instituțiilor superioare de învățământ și Consiliul Național de Acreditare și Atestare. Problema de bază la comasarea acestor instituții este că aceste instituții urmau să fie independente. Până în prezent, ele aveau statut de instituții independente cu o subordine generală față de guvern. Conducătorul la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare era numit de președintele țării. Acum, ele se unesc prin comasare într-o singură instituție care iarăși trece în subordinea Ministerului Economiei. Practica internațională constă în faptul că instituțiile abilitate cu acreditarea instituțiilor superioare de învățământ trebuie să fie independente. În momentul în care ele devin subordonate Ministerului Economiei, dar Ministerul este un organ politic, da, și chiar legea cu privire la guvern prevede că ministrul, funcția de ministru este o funcție politică, noi constatăm că aceste instituții care răspund de acreditarea instituțiilor de învățământ devin subordonate politic, direct. Adică dacă dumneavoastră nu veți găsi limbă comună ca instituție de învățământ cu respectivii politicieni, ei au spus să vă blocheze activitatea dumneavoastră neacreditând de instituția dumneavoastră. Respectivă. Dacă vă acreditează, apare o altă problemă. Acreditarea aceasta, respectiv diplomele eliberate de către instituție, pot să nu fie recunoscute de mai multe instituții internaționale. Anume pe principiul că au fost acreditate de către
o instituție neindependentă. Și atunci universitățile noastre pot fi nevoite să obțină acreditări suplimentare de peste hotarul țării, care va necesita cheltuieli din bugetul acestora, care poate să ducă și inclusiv la costul contractelor pentru studii sau alte probleme. Domnule Lebedinski, dar la moment când se analizează toate aceste lucruri și se scot în evidență aceste aspecte care sunt nefaste pentru societate, președinția vine cu propuneri utile cum să facem ca să nu fie așa, către majoritate? Pe unele aspecte, noi evidențiem problemele și venim cu solicitare față de Parlament ca să fie blocate anume acele momente. Pe unele momente venim cu propuneri concrete de redactare, de schimbare, în dependență de Deci nu se blochează toate, se vin cu niște propuneri constructive în unele cum situații. Cum v-am spus, spre exemplu, și cu tichetele de masă. Noi nu suntem împotriva conceptului general privind acordarea dreptului salariaților de a avea acest beneficiu. Însă nu se poate de implementat într-o asemenea formă proiectul de lege cum au propus guvernanții. Am înțeles. Deci putem spune că majoritatea parlamentară și guvernul subminează instituția prezidențială prin aceste acțiuni pe care le fac așa, pas cu pas. Ei atacă instituția prezidențială. Dar prin internet am citit că în urma acestor atacuri PSRM-ul este gata să facă o coaliție socialiștii care ar beneficia și ar zădărnici acțiunile antipreședinte. Se poate întâmpla o astfel de coaliție? Eu un pic nu am înțeles sensul întrebării și nu cunosc despre ce declarație merge vorba. Ar putea fi făcută o coaliție între socialiști și altcineva. Bine, partea politicului ține de partea politicului. Ce va face PSRM-ul ține de activitatea lor internă și inclusiv de colaborare cu alte formațiuni politice. Președintele țării nu este președintele PSRM-ului. El este președintele Republicii. Dar nu se detașează doar. În fine, PSRM-ul s-a poziționat ca un partid care susține pro-președinte. Da. Și asta este ceva normal, da? Fiindcă la timpul său el a fost candidatul lor. Avea să fie mai rău dacă avea să fie invers. Cine poate să susțină PSRM-ul? Eu nu pot să spun la această etapă, fiindcă nu cunosc care este activitatea internă a dâncilor. Însă, pot să vă dau un exemplu, că acum pentru duminică dumnealor au declarat că iese la proteste masive pe întreg teritoriul țării, mai multe localități, prin care condamnă acțiunile Curții Constituționale și a Guvernării, prin care au blocat referendumul consultativ care a vrut să-l inițieze domnul președinte. Este misteria lor ca politicieni să aducă la cunoștință cetățenilor. Asta tot este o modalitate de luptă cu o guvernare atunci când tu vii cu un mesaj cer și clar către cetățeni și le dai posibilitatea să audă și să te asculte. Asta este o luptă. Cine se va mai alătura la aceste activități? Nu, la moment nu vă pot spune. Dacă ați atins tema referendumului, mai exact putem să vorbim despre referendumuri. Vorbim despre demisia lui Dorin Chertoacă și cu privire la inițiativele președintelui la capitolul prerogativele președintelui Republicii Moldova. Aici puteți să comentați atitudinea opusă contrar la aceste probleme. Pe de o parte, primarul general este ales de cetățeni și președintele țării este ales la fel de către cetățeni. Referendumul lui Chirtoacă îi se dă unde verde, referendumul lui celălalt nu. Aici, juridic, din punct de vedere, părerea dumneavoastră. Dați un pic să concretizăm. Unul este referendum împotriva lui Chirtoacă, adică de demitere a lui, primarului general. Și altul a fost un referendum inițiat de președintele țării cu privire la consultarea populației pe anumite aspecte. Efectele juridice acestor două diferite. Da. Referendum sunt foarte, foarte diferite. Adică dacă referendumul de demitere din funcție a primarului general va trece cu brio, rezultatul acesta va fi pe de o parte eliberarea din funcție a primarului general, pe de altă parte interdicția dumnealui de a participa la următoarele alegeri locale și de a candida la funcție de primar general. Legea prevede în mod expres drept interdicție rezultatul demiterii prin referendum. În cazul referendumului inițiat de domnul președinte, dumnealui
a vrut să afle opinia cetățenilor pe mai multe aspecte. Și asta este ceva normal și firesc. Nu poți să ghicești ce vor cetățenii Republicii Moldova fără a avea o consultare cu dânșii. Da, poți să faci un sondaj de opinie, dar sondajul de opinie și referendumul sunt un pic lucruri diferite. Da, dar este o atitudine selectivă. La una îi se dă undă verde, dar celălalt se ține cu dinții. Se tem de ce? Se tem de ce dacă îi dă undă verde și referendumului 2? Eu bănuiesc că dacă cetățenii aveau să iasă la vot și să-și exprime opinia pentru acele patru întrebări care erau fixate de domnul președinte, guvernanții nu aveau să fie satisfăcuți de răspunsurile la întrebările puse. Mai mult, același timp sau oricare altul aveau să spui că, dar noi știm că cetățenii au să iasă și au să voteze pro. Păi dă-i posibilitatea. Dă-i posibilitatea cetățeanului să iasă, să-și expun în punctul deci de vedere. Deci din frică de a vedea un adevăr pe care ei se tem să-l spună, nu se permite acest referendum, exact. Se blochează. Exact. Dar asta, până la un moment dat, este un element cu care președintele ar putea să forțeze și să ceară acest referendum? Problema de bază este în aceea că când a fost efectuată reforma constituțională, președintelui s-a luat dreptul de a desfășura referendumul legislative și constituționale. Dacă acest drept avea să fie menționat, cred că avea să fie cu totul alt mecanism. Uh-huh. Dar asta nu înseamnă că președintele țării nu ar putea să fie și liderul unui grup de inițiativă, fiindcă cetățenii tot au dreptul de a iniția referendumuri. Mecanisme legale și constituționale sunt mult mai multe decât guvernarea crede sau își poate închipui. Întrebarea este în aceea în ce măsură cetățenii sunt gata să lupte pentru viitorul său. Uh-huh. Și dacă mai revenim la tema coaliției, aș vrea să spun că dacă se vorbește despre majoritate parlamentară și dacă se începe a discuta despre partidele acestei majorități, în presă se vorbește că mai mult vorbește PL-ul și PLDM-ul despre faptul că PD-ul și PSRM-ul ar avea niște înțelegeri și se joacă de amâța și șoarecele în unele adică situații. Adică PL-ul care ieri a stat în Parlament, a asigurat quorumul pentru PD și a votat proiectele de legi antisociale. Îi privește. Învinuiește PSRM-ul și președintele țării în jocuri cu PD-ul. Da? Adică pe de o parte se plâng că sunt persecutați, că sunt reținuți membrii partidului și încă nu știu ce acolo. Pe de altă parte vin că niște cățăluși fidelile în Parlament și votează. Și vin cu învinuiri la... Dar cu ce scop se face acest lucru? Pentru a denigra imaginea partidului care îl susține pe Dodon și în urma acestui să aibă un val de nemulțumire în societate? Sau cu care? Siguranță că acesta este doar una din laturile acțiunilor PL-ului, denigrare altă, latură s-ar referi nemijlocit la lupta politică, da, ei încearcă să se poziționeze, să arate că ei sunt vii, că ei au voce, dar... cât de mult nu ai resuscita defunctul, tot defunctul rămâne. Și foarte interesant declarația domnului Leancă și a domnului Ghimpu de ieri din Parlament. Tot aș vrea să atingem această temă și să spuneți părerea dumneavoastră. A fost domnul Ghimpu ieri în Parlament cu o propunere de a emite o hotărâre de a-l demite pe președinte. Din punct de vedere juridic, această declarație cum poate fi interpretată? Din punct de vedere juridic, domnul Ghimpu inițial să-și strângă numărul necesar de semnături pentru inițierea unei astfel de proceduri. Dar vreau să vă aduc la cunoștință un simplu fapt, dar care m-a amuzat foarte mult. În acea sesizare a Guvernului către Curtea Constituțională de săptămâna aceasta, prin care au cerut interpretarea articolului 98 alineatului 6 din Constituție, Guvernul a recunoscut în mod expres că acea procedură constituțională care prevede suspendarea din funcție a președintelui și organizarea ulterior a referendumului de revocare din funcție acestuia nu poate să fie realizată. Pe de o parte, ei văd problema în acumularea 2/3 din numărul necesar de voturi în Parlament și chiar dacă ar acumula acest vot de 2/3 din numărul total al deputaților, ei văd problemă la etapa următoare unde
cel puțin același număr de cetățeni care au votat pentru președinte plus cel puțin un vot, urmează să voteze pentru revocarea din funcție acestei. Și guvernul recunoaște că acest fapt nu poate să fie realizat, fiindcă el beneficiază de susținerea cel mai mare partid de opoziție și are cea mai mare susținere în țară. Și aceste fapte nu sunt interpretate de mine, puteți să le găsiți nemijlocit în textul sesizării care este în acces deci, public pe pagina. Deci președintele Peliului face show-uri ca să-și mențină imaginea pe val, da? Exact. Cu acestea. Ele nu au și nicio să putere. Mai închine încă o dată în fața stăpânilor săi. Pentru ca să nu-i fie sustrași cât mai mulți deputați din Parlament, pentru că au mai plecat încă o persoană și atunci se pune întrebarea cu cine rămâne. Nu știu dacă au fost sustrași, poate e cedat benevol. E cedat benevol? Aici e foarte interesantă menționare. Și la fel despre declarația domnului Leancă cu privire la aspectul numirii în funcția ministrului apărării, care este un candidat a PPM-ului. Partidul Popular European. Domnul Leancă zice că domnul Dodon trebuie să-și aducă aminte că a fost numit la fel în urma unei hotărâri a Curții Constituționale. Și aici îl condamnă și spune că nu va putea să neglijeze și nu are dreptul să spună că va a doua oară va boicota sau va bloca alegerea ministrului apărării. Domnul Leancă ar trebui să deschidă măcar pentru puțin Constituția și să mai studieze. Dacă ne uităm la articolul mijlocit care reglementează hotărârile Curții Constituționale, care este puterea acestei efectele, noi vedem aproximativ următorul text prin care se indică că legile declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională se abrogă din momentul emiterii hotărârii. Uh-huh. Adică, în momentul când, în luna martie, anul precedent, Curtea a declarat neconstituțională o parte din lege prin care a fost modificat articolul și procedura de alegere a președintelor, ei au declarat neconstituțională norma care exista și respectiv au reactivat norma care era anterior. Ei nu au stabilit norme noi. Uh-huh. Ei au declarat nulă o parte și au restabilit ceea ce era. În cazul cu interpretările cursii, mai departe aceeași normă din Constituție spune că hotărârile cursii constituționale sunt definitive și nu pot fi contestate. Nu există nicio normă care ar stabili că Curtea Constituțională este în drept să emită norme și proceduri noi. Interpretarea Constituției trebuie să fie făcută reșind din textul Constituției și spiritul acestei. Dacă legiuitorul constituant, adică primul parlament care a adoptat textul Constituției, nu a stabilit la articolul 98 alineatul 6 procedura de obligare a președintelui de a numi ministrul la două propuneri. Nu a instituit careva termeni prin care președintele să fie restrâns de a examina candidatura acestuia și de a răspunde. Care este legalitatea unei astfel de interpretări dacă ea nu are putere de lege? Articolul 60, parmise din Constituția Republicii Moldova, spune că Parlamentul este unica autoritate legislativă din țară. Uh-huh. Dacă Curtea Constituțională consideră că hotărârile acestora are putere unei legi constituționale, atunci Curtea Constituțională uzurpează putere legislativă. În Constituție nici nu-ți găsi un text care ar spune că hotărârea curții este obligatorie la capitolul de interpretare. Este o interpretare, este o opinie. Am înțeles. Și ea trebuie să fie utilizată în spiritul acesteia. Dar în momentul în care ei prin hotărâri... Mai avem puțin timp și vreau să reușesc în întrebare. În momentul în care ei prin hotărâri sale instituie termeni și proceduri inexistente la acea normă, asta deja este cu totul altceva. Deci, va fi sau nu va fi următorul pas a domnului Dodon privind ministrul apărării? Așteptați în viitorul apropiat, veți vedea. Pentru că astăzi la Bulboaca, dumnealui a zis că categoric, nu. Domnul președinte este un om consecvent în acțiunile sale și în momentul în care spune că va face sau nu va face anumite acțiuni, dumnealui se ține de cuvânt. Și ultima întrebare este privind la interpretarea eronată a
în societatea noastră a declarației președintelui, precum că nu este președintele tuturor cetățenilor și dumnealui a specificat categoriile căror cetățeni nu este. La acest capitol, pentru că este o situație mai sensibilă în societate, se întreprind careva îmbunătățirea declarațiilor sau a îmbunătățirii relațiilor cu aceste categorii pe care președintele le-a declarat că nu este al lor. Nu este un președinte al lor. În general, eu aș prefera să evit discuțiile cu privire la categoriile respective, ca să nu fim iar învinuiți în careva discriminări sau încă nu știu ce acolo. Sau mai plâns și pe la Consiliul privind prevenirea și eliminarea discriminării, nu știu dacă să le ajute, este problema dânșilor. Dacă o anumită grupă din societate, care nu ar fi ea, sau o anumită pătură socială, sau o anumită parte, sau pur și simplu unii cetățeni, în mod public spun că Igor Dodon nu este președintele lor, că ei nu-l susțin, că ei nu susțin acele opinii sau acele idei promovate de ei, oare nu este în drept președintele țării să spui că el nu poate să-i reprezinte pe acești cetățeni din simplu motiv că nici ei nu vor să fie reprezentați de către dânsul? Ce este ilegal în această declarație sau ce este anormal? Deci, normal, dacă ei se vor adresa cu o petiție către președintele țării, el va reacționa. Sau dacă exercitarea unui drept a acestora va depinde de către președintele țării, el va lua măsurile necesare. Dar reprezentativitatea politică este o cu totul și cu totul altă chestie. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio și vreau să cred că novela Domniei Arnăutului a fost scrisă ca o lecție de istorie și noi nu vom uita și nu vom lăsa ca învățătura lăsată pentru urmași să treacă cu vederea și să nu luăm careva lecții și să fim leneși la învățătură și nu se vor bate boierii și cu domnitorul ca să ajungem la situații în defavoarea societății. Timpul totul va pune la locul său. Mulțumesc mult, seară bună, doamnelor și domnilor, până aici. Eu vă doresc o seară frumoasă și vă aștept la următoarele ediții ale emisiunii Intersecție RM. La revedere!